subiect extrem de sensibil, pentru că România și-a dorit foarte mult această aderare. Se vorbea inclusiv că o să fie pe președinția Spaniei. Nu prea avem în momentul de față un orizont cu privire la aderarea noastră la spațiul de liberă circulație. Vedem și acest proces deschis. Cum credeți că ar trebui să acționeze România în perioada următoare în acest demers? Bună ziua, în primul rând. Da, îl salut și pe domnul Tomac. Este o inițiativă, ce să zic, bună, doar că eu nu văd o finalitate. Adică pe noi ca și țară cred că ne interesează ce trebuie să facem să fim incluși în Schengen cât mai repede. Am putut observa că în sesiunea plenară de la Strasbourg din 10-13 iulie Parlamentul European a cerut includerea României și Bulgariei până la sfârșitul anului 2023 în Schengen, iar în acest sens eu văd că instituțiile statului român care sunt responsabile cu aderarea României la Schengen să facă demersurile necesare, să trateze cu seriozitate acest subiect. Sigur că fiecare putem acționa în nume propriu, doar că știm din proprie experiență cu toții că nu vor aduce o rezolvare, pentru că este o chestiune care se tratează la nivel de țară, la nivel de instituții. Este o chestiune formală, da, care presupune îndeplinirea anumitor obiective. Lucru care, repet încă o dată, poate că anul trecut când a fost refuzată aderarea noastră la Schengen, nu a fost tratată cu seriozitate de către reprezentanții noștri și acum cred că trebuie să facem demersuri mult mai aplicate, să demonstrăm că merităm să fim în Schengen, că poarta de intrare a refugiaților nu este România și să arătăm toate punctele forte și că am rezolvat și acele minusuri pe care le aveam. Da, vă mulțumesc!